Antonela, îți mulțumim. Strategia națională de vaccinare pentru perioada 2023-2030 a fost adoptată. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a precizat că acest proiect nu prevede niciun fel de element legat de obligativitatea imunizării. Ministrul spune că demersul își propune atingerea unor indicatori astfel încât să nu se permită reîntoarcerea unor boli grave în România, precum poliomielita, manifestările epidemice pentru rujeolă sau rubeolă. De asemenea, se încurajează vaccinarea pe tot parcursul vieții. Aș vrea de la început să transmit un mesaj extrem de clar. N-are niciun fel de legătură cu obligativitatea vaccinării, deci nu prevede niciun fel de element legat de obligativitate, dar este o strategie care acordă sarcini, dacă vreți, instituțiilor publice, dar și medicilor, corpului medical în general, în ceea ce privește desfășurarea unei activități corecte de informare, să asigure resursele pentru vaccinare și să putem, la fel ca și predecesorii noștri, să ținem în frâu bolile transmisibile, bolile infecțioase care pot fi prevenite prin vaccinare. Referirile care au existat tot așa mai mult în discuții publice legate de atingerea unei ținte de vaccinare, de exemplu de 95%, nu se referă la ținta în sine, ci la faptul că dacă se atinge acea țintă și ea se atinge în mod constant, an de an, atunci riscurile pentru populație în general și pentru copii în mod special de a se îmbolnăvi sunt foarte, foarte reduse sau inexistente. Noi trebuie să ne păstrăm statusul de țară fără poliomielită, trebuie să ne păstrăm statusul de țară fără epidemii de rujeolă, fără epidemii de rubeolă și trebuie să oferim o șansă femeilor din România prin vaccinarea împotriva infecției cu papilomavirus. Despre asta este vorba, despre nimic altceva și orice fel de altă interpretare nu are legătură cu realitatea, cu intenția sau cu conținutul acestei strategii.